Moșul meu m-a învățat de lai lai la 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 la, cum se joacă pe banat de lai la 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 la. Păi și patima doinelor lai la 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 la, să n-o mai uit până mor lai la 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 la. Norișică, robogică lai la 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 la. M-a jucat moșul de mică lai la 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 la. Iar cheie de selic la-i-la-la-la-la-la-la. Și nu-i opălit nimic la-i-la-la-la-la-la. Calbite la-i-la-la-la-la-la. Și mustața răsușită la-i-la-la-la-la-la-la. Jucă-n horăchiu eu la-i-la-la-la-la-la. Pișorii sunt trei șoara la 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 la
Păi că pe lumea și banatul, na-na-na-na-na-na-na, cum a fost moșul lui altul, na-na-na-na-na-na-na, cum a fost primul la cosite, na-na-na-na-na-na-na, și la mândre la iubite, na-na-na-na-na-na-na, urbicică, mălocică, la el, na-na-na-na-na-na-na, moșul ca moșul de mică, la el, na-na-na-na-na. Să lui pe moșul meu, na-na-na-na-na-na-na, când o fi să trăiesc eu, na-na-na-na-na-na-na, păi cu el să mă-n la jucate, na-na-na-na-na-na, și la patima de cântat, na-na-na-na-na-na-na, muricică, logică, na-na-na-na-na-na-na, un jucat moșu de mică, na-na-na-na-na-na-na, iară chie gețelii, Bravo! Bravo! Extraordinar! Felicitări, domnul Cușchiță! Bună seara, Nicoleta! Bună seara, draga mea! Bună seara! Ce-i spune juriului și tuturor despre Nenea Iosif, în așa fel încât să-i convingi că e potrivit pentru acest titlu, vedeta populară? Este cel mai potrivit și vă spun și de ce, dragii mei. Pentru că sunt tineri care au un milion de șanse. Nu știm dacă Dumnezeu ne-l va ține mult pe pământ pe Nenea Iosif, dar atât că îl mai avem, să ne bucurăm de ce ne cântă, să ne bucurăm de vorbele lui de duc și mai mult decât atât, de doinele lui frumoase pe care le știe de acolo, de la Petnic, din zona cea mai curată a Bănățelilor. Petnic, aproape de Iablanița, aproape de Mulții Herculane, de unde este a mai bună răchie, ale mai frumoase jocuri și al mai frumos sport popular. Mulțumesc, domnule! Doamnelor și domnilor, Nicoleta Voica, mulțumim! Mulțumim foarte mult! Să auzim ce spune Mircea Dinescu despre acest moment. A fost foarte tare, moșu. Și eu nu înțeleg de ce. Eu credeam că nană se spun numai fetelor sau femeilor. Că ea, o, nană, nu, nană, îmbanat, că mai mândră, bună, țană. Păi nană ce înseamnă? Este o formă de adresare, dacă vreți, caldă. Nu, către cineva pe care îi iubiți. Dați voie să vă explic. Da, și mehedinți și îmbanați, pentru că noi suntem zone limitrofe. Exact. Nană se spune la frate, unui frate mai mare, așa cum spui dadă.
sau dodă. Dar e tot o formulă caldă de adresare în familie. Nana, spui și iubitului, nana al meu. Nana, aha. Da. Deci nu doamnelor li se spune nu nana. Neapărat. Nu, nu, nu. Da. Nu. Bun, v-a plăcut deci, momentul? Nana. Da, mi-a plăcut foarte tare și dacă la început vedea cu chestia asta, era și mai tare, știi? Că Cornelia. Eu vă mulțumesc încă o dată că v-am întâlnit, că v-am cunoscut și o să-mi rămâneți mereu în suflet. Iar pe doamna Nicoleta Voica o pupăm și o îmbrățișăm cu mare drag. Mulțumim! Să vă țină Dumnezeu sănătos! Niculina! O binecuvântare! Da. Privirea și ținuta și ochii calzi așa și frumoși cu care ne-a privit alături de doamna Nicoleta Voica nu poate să fie decât așa o stare de bine, o stare dumnezeiască. Mulțumesc frumos! Bun! Mulțumim mult! Ne revedem la proba a treia!